Hipertensiunea arterială asociată sarcinii este din ce în ce mai frecventă, indiferent că vorbim despre hipertensiune arterială gestațională, despre preeclampsie, eclampsie, hipertensiune arterială preexistentă sarcinii sau hipertensiune arterială preexistentă cu hipertensiune gestațională suprapusă. Cert este că la o gravidă din 10, patologia hipertensivă se poate complica, fiind una din cauzele importante de morbiditate și mortalitate materno-fetală. Dr. Ana Maria Balahura, medic primar cardiolog la Spitalul de Urgență Floreasca din București, secretarul grupului de lucru hipertensiune arterială al Societății Române de Cardiologie, vorbește pe larg despre efectele nefavorabile ale hipertensiunii arteriale asupra femeilor însărcinate, dar și despre conștientizarea acestui pericol. Numărul femeilor care intră în sarcină cu valori ridicate ale tensiunii arteriale, înțeleg că s-a dublat în ultimii ani, cel puțin pe plan mondial. Care este situația în România? Da, este adevărat că există studii la nivel mondial care au arătat că a crescut semnificativ numărul femeilor care intră în sarcină cu hipertensiune. Din păcate, în țara noastră nu avem o statistică la fel de robustă cum vedem pe plan mondial, dar știm din datele venite din centre mari de obstetrică din țara noastră, inclusiv din București, că și medicii obstetricieni din țara noastră se confruntă cu un număr din ce în ce mai mare de gravide cu hipertensiune arterială, chiar diagnosticată anterior sarcinii sau în primele 20 de săptămâni ale sarcinii. Care sunt cauzele pentru care a crescut numărul gravidelor care fac hipertensiune? Există câteva, ipoteze legate de această creștere. Prima ar fi faptul că femeile, în ziua de astăzi, tind să obțină o sarcină la o vârstă din ce în ce mai mare. Femeile din secolul 21 sunt femei active, femei care au o carieră, și mai ales femeile cu studii superioare tind să obțină o sarcină peste 30 de ani și foarte frecvent în ultima perioadă peste 35 sau peste 40 de ani. Și vârsta mai mare la obținerea sarcinii este un risc pentru a dezvolta hipertensiune asociată sarcinii. Dar un factor mult mai important este obezitatea. Este o patologie cu care ne confruntăm foarte frecvent. Este patologia secolului 21. Este asociată cu alt factor care determină apariția hipertensiunii și anume sedentarismul. Și acest lucru a dus la creșterea vizibilă a numărului gravidelor cu hipertensiune arterială. Totodată s-a observat la nivel mondial că femeile de vârstă fertilă, femeile tinere, sunt din ce în ce mai puțin preocupate de stilul de viață. Intră în sarcină sau obțin o sarcină pe fondul unui stil de viață deficitar, cu sedentarism, cu obezitate, așa cum ziceam, dar și consum alimentar inadecvat, cu fast food, grăsimi multe, cu sare multă, sau sunt paciente care deja sunt hipertensive pe o formă genetică de boală. Practic, acesta este profilul gravidelor care au un risc mai mare de hipertensiune arterială. Cine urmărește gravida cu hipertensiune arterială? Medicul cardiolog, medicul ginecolog? Ideal este ca această gravidă care este la un risc mai mare obstetrical să fie urmărită în echipă. Și echipa este formată, în primul rând, de medicul de familie, asociat cu obstetricianul și apoi cardiologul. Medicul de familie are un rol esențial în urmărirea gravidei. După cum știți, gravida în primele două trimestre este urmărită lunar de medicul de familie și apoi, în ultimele două luni de sarcină, bilunar. Și aceste întâlniri cu medicul de familie sunt ocazia măsurării corecte a tensiunii arteriale.
Și bineînțeles că un control obstetrical periodic implică și el măsurarea tensiunii arteriale și ajustarea schemei terapeutice antihipertensive și, bineînțeles, medicul cardiolog intră în rolul său atunci când o hipertensiune arterială nu poate fi controlată la nivelul medicului de familie și obstetrician. La ce ar trebui să fie atenți medicii de familie și ginecologii care au în grijă gravidele cu hipertensiune arterială? Cred că primul și cel mai important lucru este să fie atenți cum măsoară tensiunea arterială. Pentru că la gravidă sunt câteva particularități de măsurare a tensiunii arteriale. Majoritatea dispozitivelor electronice, automate de măsurare a tensiunii arteriale, nu au fost validate la gravide și mai ales la gravidele cu complicații hipertensive. Ca atare, trebuie folosit fie un dispozitiv cu mercur, ceea ce nu prea mai găsim în perioada aceasta, fie un dispozitiv clasic de măsurare a tensiunii arteriale din acela cu manșetă și pompiță, pe care îl folosim în mod normal la cabinet. În plus, gravida trebuie să fie poziționată fie în poziție șezândă și cu tensiometrul la nivelul brațului, fie așezată pe partea stângă, în decubit pe partea stângă, astfel încât uterul să nu comprime vasele intraabdominale și să modifice semnificativ tensiunea arterială. Totodată, atunci când vine gravida la cabinet, trebuie să o lăsăm să se odihnească 10 minute și apoi să măsurăm tensiunea arterială. Și ar trebui să facem cel puțin 3 măsurători la interval de 10 minute pentru a fi sigur că avem o valoare crescută de tensiune arterială, pentru că majoritatea persoanelor pot avea o reacție de halatal, o reacție la halatul medicului, care este alb, evident. În aceste situații este uneori utilă trimiterea gravidei către o măsurare automată ambulatorie a tensiunii arteriale și anume a holterului de tensiune, așa cum e cunoscut de către pacienți. Această măsurătoare ar putea fi mai acurată decât o măsurare tensională de cabine. În plus, atât medicul de familie cât și medicul ginecolog trebuie să fie atenți la urmărirea semnelor de alarmă care pot să atragă atenția asupra unei hipertensiuni complicate. O pacientă hipertensivă care dezvoltă cefalee, adică durere de cap, care dezvoltă durere în piept, durere abdominală, respirație grea, care are edem, se umflă, deja are semnale de alarmă că se complică hipertensiunea arterială și atunci ar fi bine să fie trimisă către o evaluare în spital sau către cardiolog. Acestea cred că sunt lucrurile esențiale asociate cu urmărirea parametrilor de laborator. Este foarte important ca orice gravidă să beneficieze la începutul urmăririi de o evaluare a sumarului de urină, a proteinurii, adică a proteinilor în urină, pentru că apariția proteinilor în urină poate să semnifice o evoluție complicată a hipertensiunii arteriale. În plus, există și alți parametri de laborator pe care, sigur, știu să îi urmărească și sunt indicați la gravidă. În ce măsură hipertensiunea se moștenește? E greu să vă dau o măsură, pentru că hipertensiunea arterială este o boală plurifactorială. Este rezultatul interacțiunii dintre genetică și factori de mediu, adică unde trăim, ce mâncăm, ce facem. Dar știm cu adevărat și s-a dovedit faptul că persoanele care au părinți sau bunici care sunt hipertensivi au un risc mai mare de a dezvolta hipertensiune arterială. Ba mai mult, atunci când ambii părinți sunt hipertensivi, riscul crește și mai mult de a dezvolta hipertensiune arterială. Și dacă părinții au avut hipertensiune arterială la vârstă tânără, adică sub 55 de ani, riscul este și mai mare. Dacă ar fi să vă dau o măsură, cred că în jumătate din cazuri, factorul genetic își spune cuvântul în modul în care se prezintă hipertensiunea la un pacient. Câte din gravidele cu hipertensiune arterială rămân cu boala după naștere? Știm că, de exemplu, în cazul diabetului zaharat, majoritatea scapă de acest diabet. Cu hipertensiunea cum este?
Cred că e important să fac o clarificare legat de tipul de hipertensiune pe care îl putem întâlni în sarcină. Avem mai multe tipuri. Există hipertensiune arterială preexistentă sau cronică, adică gravida intră în sarcină cu hipertensiune sau este diagnosticată cu hipertensiune în primele 20 de săptămâni de sarcină. Există însă și hipertensiunea gestațională, adică aceasta este hipertensiunea care apare doar în sarcină. Ea este diagnosticată după săptămâna 20 de sarcină și de obicei intră în definiția ei că se rezolvă, trece, după 42 de zile, adică 6 săptămâni. După ce trece lăuzia, ar trece și hipertensiunea arterială. Deci dacă avem hipertensiune gestațională, suntem fericiți pentru că o să scăpăm de ea. De ce nu scăpăm însă este de riscul de a dezvolta hipertensiune arterială pe termen lung. De acest lucru nu scăpăm. Și riscul de a dezvolta hipertensiune arterială este de 4 până la 6 ori mai mare la pacientele care au avut hipertensiune gestațională sau o formă complicată de hipertensiune gestațională, cum este preeclampsia, care este hipertensiunea arterială gestațională cu complicații, adică cu proteinurie, proteine în urină sau alte afectări de organ. Deci, ca să dau un număr, cam 2/3 din pacientele care au hipertensiune asociată sarcinii vor scăpa de hipertensiune, dar rămân cu un risc crescut de a dezvolta ulterior hipertensiune arterială. Și atunci, care sunt sfaturile legate de monitorizarea stării de sănătate în cazul pacientelor aflate la risc? Sfaturile, din fericire, vin de la societățile științifice, atât societățile americane, cât și cele europene de hipertensiune și de cardiologie, au recunoscut faptul că pacientele care au fost hipertensive în sarcină au atât un risc de a dezvolta hipertensiune arterială pe termen lung, cât și un risc de a dezvolta alte evenimente cardiovasculare. Au risc de a dezvolta accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă sau boală vasculară. Și au și un risc de a dezvolta diabet, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră anterior. Ca atare, ei recomandă ca această gravidă, sau mă rog, femeia care a fost hipertensivă în sarcină, să aibă un control anual, un control anual care să includă măsurare de tensiune arterială și o evaluare a profilului de risc cardiovascular, adică măsurare de greutate, măsurarea glicemiei, evaluarea stării de sănătate cardiovasculară și, în cadrul acestui consult, să primească încă o dată recomandări de stil de viață. Efectele nefaste ale hipertensiunii arteriale netratate se răsfrâng asupra organismului matern, aceasta putând afecta majoritatea organelor, incluzând creierul, rinichiul, inima sau ficatul. Campania Societății Române de Cardiologie Măsoară-ți tensiunea arterială, pentru că așa spun eu, care se derulează în prezent în România, în primul rând în mediul online, atrage atenția asupra importanței măsurării tensiunii arteriale.